vă rețin foarte mult. Doresc să las experții să vorbească. Am o singură rugăminte, să ținem un moment de reculegere pentru maestru Viorel Dimigeanu, care nu mai este printre noi. Dorel Veină, un an bun, un an care sper să ne libereze de acest C19, nu mai insist asupra lui, le știm prea bine. Într-adevăr, aniversăm, avem astăzi parte de ziua emblematică, ziua culturii naționale. Un Eminescu, din păcate, prea puțin prezent în viața noastră și tot mai diluat în viața elevilor, mă gândesc și ne gândeam la un moment dat, Dostoievski, Eminescu generos am avut în manualele de liceu, ce Eminescu diluat există în zilele noastre, nefiresc, aș spune, pentru cel care este considerat poetul național, duceapărul poeziei și, practic, un reper în ceea ce înseamnă cuvântul scris, nu numai poetic, ci și literar, ci și eseistic, dramaturgic, politic, dacă luăm ca jurnalist. În același timp, spunea Eugen, ne-am amintit și ne amintim de Viorel Dimigeanu, să ne amintim și de un alt artist, este vorba despre Mihail Nemes, lector la Universitatea, a fost lector la Universitatea de Artă și Design, catedra design, un om al tehnicului, dacă vreți, cu multiple expoziții și prezențe. Să ne amintim în același timp că, iată, suntem între Clujart, între propriu-zisă în anul 2 al existenței sale și începutul este sub cele mai favorabil auspicii, salonul de iarnă al artiștilor plastici, 34 de expozanți și înainte de a începe discuția, am să-i și amintesc, mi s-a reproșat nouă dată că nu fac acest lucru la alte saloane, expun Carmen Auraru din București, Leni Pepeșelea din Sibiu, Elena Hurtea Moinești-Bacău, Lucia Băulescu Ploiești, Gabriela Câmpianu Cluj, Ioana Corbarat, Țom Parol Florin Baia Mare, Vera Dan Cluj, artist, Dena Artist Brașov, Doroftea Elena Simona Brăila, Mădălina Angelica Dragoș, Satu Mare, Tudor Caston București, Ieș Babi Cluj, Roxana Olimpia Ilincanu Galați, Daniela Isaac Iași, Sergiu Marius Man Cluj, Andra Maieran Petrean, Maria Mironescu Roman, Ioana Ana Mocan Cluj, Mohaela Patolin din Reghin, Eleanora Chiseliță Batic Cluj, Andreiu Maria Cluj, Andrei Agneș, apoi Marius Moșuțan, Corina, Maria Corina Nicola, Anica Pojar, Evelina Popilian, Ovidiu Preda, Stella Marinela Radu, Indej, Eras Cluj, Carmen Cecilia Rusu Deș, Mihail Șarpe Cluj, Viorel Trandafir Drăgășan, Lucian Țicău Iași și Mihail Alfred Mar Vinai din Bistrița, sunt 34 de expozanți, tot atâtea școli de artă din țară, tot atâtea tehnici diferite, modalități diferite. Suntem la salonul de iarnă al artiștilor plastici, cu toate acestea
tematica de iarnă nu, păcate, nu este prea generoasă în acest salon, poate și datorită faptului că misorile au început numai de câteva zile, dar este o aplicare firească asupra temelor cunoscute ale artelor vizuale, portret, teme florale, peisaj rural, peisaj citadin, avem abstract, avem și expresionism, avem și un pic de fovism. Iată, salonul este extrem de generos din acest punct de vedere al tehnicilor, al stilurilor, fiecare exprimând personalitatea artistului. Am să-i dau pentru început cuvântul Cameliei Moritz, Ladies First, câteva cuvinte, ținând cont că domnia sa, ca și Dorel Găină, ca și subsemnatul, cunoaștem demersurile expoziționale anterioare. Ce crezi că aduce nou salonul de iarnă al artiștilor plastici Cluj-Art, început expozițional 2020? Mă gândeam la faptul că lipsa lucrărilor care redau iarna nu se datorează neapărat faptului că nu era zăpadă, ci pentru că toate persoanele, artiștii care s-au aplecat în ultima perioadă asupra culorilor, au trăit visul unei nopți de iarnă, o perioadă în care și-au dat voie în timpurile acestea să ne numim speciale pe care le trăim, să viseze frumos, să viseze în culori, să viseze astfel încât noi astăzi să putem să admirăm culoare, frumos, linie, delicatețe și așa mai departe. Și dacă tot am vorbit despre visul unei nopți de iarnă, mă gândeam la cuvântul metamorfoză, la felul în care o omidă la început visează să fie o fluture. Și cred că asta s-a întâmplat în perioada în care toți cei care expun astăzi pentru noi, pentru voi toți cei care sunteți începând de astăzi invitați la Cluj-Art să vizitați expoziția. Ei au visat frumos o transformare, o metamorfoză care noi astăzi o vedem cu toții pe simezele Cluj-Art. La momentul în care Omida se naște, are un singur vis, să devină o fluture și să zboare. Astăzi, frumosul din voi, culoarea, sensibilitatea, a zburat, să spunem, pe aripi de culoare spre noi toți, oferind către clujeni, către cei care își apleacă privirea către frumos, o frântură, un crâmpei din sufletul vostru plin de culoare. Vă mulțumim tuturor celor care ați venit de departe să aduceți frumosul din locurile voastre, din sufletul vostru, aici pentru noi, astăzi. Mulțumesc mult! Dorele? Mulțumesc, întotdeauna cel care e cel din urmă are șansa să primească un dar, prețioasele zice gândire, respirație ale celor dinainte. Șansa de a fi în fața dumneavoastră și prezentator, ca și ambasador și prin reflexii și comentarii acestui salon de iarnă este în același timp dublat de faptul că acest salon de iarnă există și am să încerc să vorbesc puțin despre ce înseamnă un salon, dar în primul rând eu consider că un salon de iarnă nu trebuie neapărat să conțină peisaje de iarnă, eventual expoziția care îi spui timpul iernii. Salonul de iarnă este o retrospectivă ca orice salon de multe ori în activitatea unei comunități de artistice. Sunt două salone, cel de primăvară și cel de toamnă.
Și altă dată este aceasta, este salonul de iarnă, care este un capăt de timp și un început de timp. Salonul apare în secolul XIX ca validarea faptului că arta și-a câștigat o independență, o despărțire de meșteșug și de artizanat, și că artistul este un personaj cultural de prima interfață. Și de aici începe și oarecare stare de instalare de paradox, respectiv saloanele oficiale, mai ales cele franceze, devin foarte elective și foarte aristocratice, cu o selecție foarte dură, ceea ce în același timp, iată că accelerează apariția artei contemporane și moderne, prin, să spunem, între ghilimele, enervarea artiștilor care nu erau acceptați la salon, de unde se naște și celebrul salon al recuzaților, prin de impresioniști, prin de post-impresioniști, și se naște arta modernă și contemporană. Eu spun, fără a pune în dificultate existența celor două atestări de timp și de timpuire, cea care onorează o stare de, poate chiar și inerțială, de celebrare a tradiției și a unei stări de conservatorism care implică, de fapt, până la urmă și de la început, inclusiv maestria, și nu are nimic rău în acest lucru, dar își are loc, iată, în oglindă, și starea de enervare a artistului tânăr, rebel, care dorește să schimbe lucrurile, care dorește să-și arunce precum într-un vas buzduganul către înainte și dorind ceea ce se cheamă prezentul artei prin viitorul artei pe care el îl exercită în acest prezent și despărțindu-se ciudat de trecut fără să se despartă. Adică fiecare artist este de fapt legătorul și moștenitorul a unei lungi echipe sau unui lung lanț de antecedent, de trecut, de moștenire culturală, fiindcă altfel nu se poate. Salonul de la Cluj Art, în primul rând, îmi spune că cumva, aproape că de militară, se supun existența Cluj Artului, fiindcă îi putem spune că este salonul Raw Art. Iată, au venit lucrări și personaje de pe dinsul țării și chiar din străinătate și sper ca un fel de joc, la care este un joc de titorile, ca Cluj Art pe lângă Raw Art să devină Euro Art și apoi Terra Art. De ce nu? Fiindcă vorbim de o galerie, de o galerie cu oameni, fie organizator, fie patron, fie manager, fie curator, entuziaști și deschiși. Și astfel, acest salon este un salon care conține și salonul oficial și așa zis un salon al recuzaților, în vizualizarea lui de secolul XIX, ceea ce este formidabil, fiindcă, iată, la Cluja, dincolo de faptul că vin artiști de diferite generații, cu trecut, prezent și viitor, activați sau vând să fie activați, deja cunoscuți sau emergenți, oameni de vârsta a treia, de vârsta a doua și tineri, este un salon generos care devine ceea ce André Malraux își procurea și a realizat cu un muzeu imaginar al artei. Salonul de iarnă de la Cluj Art nu este un muzeu imaginar al artei, este un muzeu al artei, este o oglindă, fiindcă avem de la pictura tradițională, de la pictura naivă, până la exerciția unui abstract viguros și curajos, exerciții de contemplație și exerciții de estetică împrumutată din moștenirile unei picturi tradiționale până la o fotografie abstractă care celebrează bătaia în ușă, cerând să fie îngăduită rândul artelor și rândul picturalității. Cei care vor avea șansa să vadă ori în prezența de online, ori ca vizitator direct acest salon de iarnă, va fi uimit de faptul că fiecare își va găsi lucrarea după chipul, asemănarea și sufletul lui, fie că vorbim de un buchet de maci care își are alături trei picturi abstracte, din care una de una face un fabulos. Dacă se va duce spre dreapta, va găsi o natură statică tot cu flori, dar care deja devine o zonă de exercițiu a picturii moderne. Dacă se va duce mai departe, va găsi o modelare digitală în care abstractul provine din celebrarea fotografiei
fie directă, dar care nu mai este recunoscută. Este formidabil că acest salon este în primul rând un salon al minunatei și măiastre îngăduiri în care și artiștii și publicul își pot regăsi fiecare acea oglindă de care are nevoie. Fiindcă arta, în primul rând, este ofertă de oglindă dublă, cea în care se oglindește sufletul, gândul, bucuriile, tristețile, melancolia, nostalgia sau din contră referiunea artistului, maestria lui și în același timp este oglindă cu a doua față atât de fuzionată în prima încât aproape că nu se observă că sunt două fețe în care publicul trebuie să-și regăsească bucuriile, bucuriile care se aline tristețea, amarul, nostalgia, melancolia sau din contră să se joace împreună ca într-un joc de copil sau ca într-un dans, ca într-un tango fatal, între bucuriile publicului și bucuria artistului. Aceasta este arta, este un loc de întâlnire și acest salon de artă, salonul de iarnă, este cu prisosință un cadou care duce mai departe spre primăvară minunată găsător de iarnă. Mulțumesc foarte mult Cluja, lui artiștilor, Camelei și Buden Mostene, iată, am putut vorbi iar despre dar, despre dăruire, despre bucurie, fascinație și excelență în celebrarea artei, indiferent în ce măsură ne instalăm sau nu într-un tren, fiindcă, da, trenul care este, și probabil că mă repet și îmi cer scuze, trenul cel mai prezent în acest salon de artă patronal de Cluja este cel al bucuriei și al gestului unic al artistului care este autor și nimic altceva. Dar a început, înainte de a ajunge la Cluja, a vorbit despre un scurt istoric al saloanelor. Și atunci vă propun, pentru a putea intra în atmosfera acestei expoziții și a următoarelor saloane de la Cluja și nu numai de aici, vă propun un titlu extrem de incitant, Saloanele mele ale Emil Zola. Emil Zola nu a fost un critic de artă, dar a devenit critic de artă. Vorbea Dorel de, în istoria saloanelor în general, se referea la început de, și referea și la Emil Zola, vorbește foarte mult de saloanele profesorilor de la Academia de Belart de la Paris. Este un critic dur, un critic aspru. Un critic pe care, sincer să fiu, mulți artiști nu și l-ar fi dorit și nu l-ar dori niciodată. Într-adevăr, acest academist duce la deschidere și în 1874 avem expoziția rebelilor, dacă vreți, impresioniștii, în 1874, în atelierul fotografului Nadar, prima expoziție a impresioniștilor și nașterea unui nou curent de artă. Este fabulos. Și ajungem la Cluja cu o mențiune. Vreau să spun că în 2020, față de alte arte, artele spectacolului, de exemplu, artele plastice au avut o viață extraordinară. Cu mai puțin perioada martie, 15 martie, știm foarte bine, sfârșitul lui mai, galeriile, muzeele au reușit să-și organizeze expozițiile, e adevărat, cu prezentări online, cu prezentări reduse de persoane, dar au avut o viață și o activitate puternice, realmente puternice pentru ființa fiecărui centru artistic în parte. Cu publicul lor, cu lucrările lor, cu personalele lor, cu saloanele, suma sumarum am avut o 2020 al artelor vizuale extrem de bun. La Cluja, de exemplu, am avut peste 50 de evenimente plastice. Însumând aici personale, fotografie, pictură, saloane, absolut artă fotografică, absolut tot palierul artelor vizuale. Este fantastic. Într-adevăr, vorbea Dorel la un moment dat despre Cluj Art și spuneam la început, în noiembrie 2019, la deschidere, că practic suntem într-un muzeu. Iată că acest muzeu, nu peste mult timp, la început de februarie, va avea reprezentanți într-una din cele mai prestigioase galerii de la Madrid, Ecamor, unde în foarte scurt timp o altă expoziție românească este prezentă. Asta dovedește internaționalizarea aceasta, de fapt, dovedește
cât de puternică este arta vizuală, nu numai la noi, ci și în general în lume, faptul că și-a menținut o independența ei, fiind prezentă constant în viața oamenilor. Și dacă n-am avut atâta film, dacă n-am avut teatru, operă, n-am avut atâta filarmonică, am avut doar online, nu e adevărat, iată că arta ne-a prilejuit contactul face-to-face și asta contează la ora actuală cel mai mult. Țin să vă mulțumesc pentru prezență, să-i mulțumesc Cameliei, să-i mulțumesc Vidorel, lui Eugen, care am să-i dau în final din nou cuvântul, țin să vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția acordată, pentru prezența fizică alături de noi și nu numai fizică, să vă urez un 2021 plin de evenimente plăcute și mai ales de întâlniri spirituale pe care să nu le uitați. Eugen? Da, să nu merge, da, merge. Înainte de a declara expoziția deschisă, doresc să vă invit să vizitați până în 5 februarie expoziția. Vă asigur că o faceți în condiții de siguranță maximă, în ideea în care noi respectăm și ne ocupăm de igienizarea spațiului în fiecare zi după program. Iar dacă vă place ceva, cu siguranță puteți să duceți acasă, să aveți în casă de dumneavoastră o lucrare deosebită pentru totdeauna. Camelia? E clar, expoziția deschisă. Camelia, mai are de ceva. Da, expoziția Camelia este deschisă și aș dori doar să vă spun că dacă am trăit într-o lume mai frumoasă, poate am avea mai puțin nevoie de artă. Vă așteptăm cu drag la Crujari.